contextul sărbătorilor de iarnă și a activităților desfășurate pentru asigurarea ordinii și liniște publice, suntem aici pentru a vă prezenta câteva măsuri de ordine dispuse, alături de mine fiind domnul comisar Lelian Andrieș, din cadrul serviciului rutier Neamț, pe care o să-l las să prezinte câteva date pe partea rutieră de asigurarea ordinii și siguranței în trafic. În această perioadă, lucrătorii de poliție rutieră vor fi prezenți în trafic, ca de obicei. Mă refer la perioada 30 decembrie-2 ianuarie 2018 și vor acționa pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. În primul rând, se va urmări combaterea excesului de viteză, una dintre principalele cauze identificate, fiind folosite toate aparatele radar din dotare, atât cele inscripționate cât și cele neinscripționate, pe tronsoanele cu risc accidentogen ridicat. Se va acționa în principal pe drumurile naționale, pe DN15B, DN15 și DN15C, unde s-au înregistrat cele mai multe accidente produse pe fondul vitezei excesive sau vitezei neadaptate la condițiile de drum. De asemenea, în această perioadă se va urmări și combaterea consumului de alcool, care, deși nu este o cauză principală în producerea accidentelor rutiere, de multe ori concură la producerea acestora. Pe această cale reamintim că fapta conducătorului auto de a conduce un autovehicul prezentând o concentrație alcoolică de până la 0,40 mg per litru alcool pur în aerul expirat constituie contravenție și atrage reținerea permisului de conducere în vederea suspendării pentru 90 de zile, iar conducerea cu imbibație peste 0,80 grame la litru alcool pur în sânge este infracțiune prevăzută de codul penal. De asemenea, tot în această perioadă va fi organizată o acțiune cu efective mărite pe tronsonul DN15 Piatra Neamț Costișa, unde se va urmări combaterea excesului de viteză, dar și disciplinarea pietonilor, o cauză principală în producerea accidentelor rutiere în anul 2017. În completare, pe lângă activitățile desfășurate pe linie rutieră, avem activități pe toate liniile, majoritatea fiind desfășurate de structurile de ordine publică, care în această perioadă vor fi angrenate în asigurarea ordinii și liniște publice. În total, până pe data de 2 ianuarie 2018, la nivelul județului Neamț, fiind angrenați 500 de polițiști cu 250 de autospeciale. Aceștia se vor regăsi în stradă, vor fi în activitate pentru prevenirea și combaterea oricăror evenimente negative ce ar putea afecta liniștea cetățenilor din acest județ și totodată pentru afluxul de persoane în cadrul manifestărilor culturale-artistice care se vor desfășura în această perioadă, sunt angrenați prioritar polițiști în aceste zone, respectiv pentru Revelion organizat în municipiile Piatra Neamț, Roman și în orașul Târgu Neamț, cât și la manifestările tradiționale, Parada Măștilor din localitatea Borca și din orașul Târgu Neamț, unde și acolo vor fi polițiști rutieri angrenați la fluidizarea circulației și pentru prevenirea oricăror evenimente negative în trafic. Totodată, având în vedere că în alți ani ne-am confruntat cu situații în care pe fondul aglomerărilor în trafic și a conducătorilor auto care se poate mai grăbiți decât într-o altă perioadă a anului, recomandăm tuturor cetățenilor atunci când sunt implicați într-o situație de altercație în trafic să dea dovadă de calm, să nu se răspundă actelor de violență fizică sau verbală, totodată să fie reținute cât mai multe detalii referitoare la persoanele care manifestă un comportament agresiv și să solicite sprijinul poliției prin apelarea la numărul unic de urgență 112. Aducem în atenție și faptul că această perioadă este una aglomerată în care copiii noștri sunt angrenați în activități de genul colindelor a urătorilor care sunt primiți în casă. Foarte mare atenție la însoțirea copilului dumneavoastră să fie în permanență în prezența unui adult. Totodată să se manifestă prudență pentru toți cei care vor să expreze intre în locuințele dumneavoastră
pe acest fond, să se păstreze cumva o limită, în așa fel încât să nu ne, să nu fim noi vulnerabilizați și bunurile noastre, da? Există în posibilitatea să fie urmărit acest aspect și nu neapărat tradiția creștină. În completare, pe partea rutieră, readucem în atenție că pe fondul condițiilor meteo nefavorabile, ar trebui urmărit în permanență atât avertizările meteorologice care sunt publicate prin infotrafic, cât și faptul că în permanență autovehiculul să fie echipat cu anvelope de iarnă în condiție, da, în care carosabilul este acoperit cu polei, zăpadă sau gheață, dar și să avem în autoturism aceste lanțuri care ne pot ajuta dacă traversăm o zonă, știu, înzăpezită sau în care traficul, condițiile de trafic este îngreunat datorită condițiilor meteo, cât și un sac de nisip, lopată și tot așa în permanență să fim informați despre starea drumului. În mare, cam asta am vrut să transmitem. Vom fi alături de dumneavoastră, suntem la datorie, suntem în trafic și pentru orice eveniment cu care vă confruntați și în care ați putea fi victimizat, apelați cu încredere atât pe numărul de urgență 112, cât și la cea mai apropiată unitate de poliție.